Ui, ce îmi place să mănânc aici, după cum vedeți, sunt București. Voi mânca de la McDonald's și de la KFC produsele lor noi, dar până atunci mi-am comandat de la M1 Kebab. Hai să vedem. Deci, de ce mi-a luat de la ei? Cred că mi-a recomandat lumea. Ia de la ei, nu știu ce, cred că e o șaormerie mai nouă. Deci, M1 Kebab. Deci mi-am luat o shaorma mixtă și un sos de usturoi. Sunt curios cum e sosul de usturoi. Shaorma mixtă, mi-am pus cam toate legumele, sosuri, unul picant, unul de usturoi și încă unul de nu știu ce. Ok. Să băgăm. Deci trei sosuri mi-am pus. Lipia văd că e libaneză. Am unul din Liban, dar așa se numește genul ăsta de lipie. Cartofii. Ai cum vedea dacă ați făcut de ei. Ca să aveți mură. Mai bună. E un pic cam rece. Nu trebuie carnea asta de vită. Dar nu pare a fi de aia tocată. Vreau să o pastă de pui. Hai să mai băgăm. Cartofi par făcuți de ei. Bă, e bună. Ca să găsesc sosul ăsta de usturoi. E foarte puternic, am ușor de. Nu-i neapărat genul meu de sos de usturoi. Dar cred că dacă îl bași puțin în șaorma, nu se simte așa puternic. La mulțime. Băi, bună. Și carnea, sosul lipie standard, sosul, dacă îl mănânc singur, nu mi se pare nu știu ce, dar în combinație cu altele mere. E interesant. Am mai mâncat genul ăsta de shawarma, adică nu-i ceva, să nu știu, să vină cu un gust nou, să zic. Asta, dar am nici nu prea mai pot veni, că la cât ies în București și pe piață. Da. No. No, bine, mă, cam atâta. Mâine voi filma KFC, apoi McDonald's, să vedem ce ori mai scos nou. Bine, atunci ne auzim mâine. Calimera, calimera. Ui, zice mie. Deci, KFC-ul. Hai să vedem ce ne-am luat. Bă, dar stai că mă văd prea bine. Mă văd, să știu. Trebuie să stau mai relaxat. Să vadă capul. No, bun. Da, câte sigilii au pus ăștia. Da. Bă, câte bătucola. Bine că nu s-o răsturnă. Și aici cred că e mâncărica. Deci, ei au meniul veggie. Așa, acolo unde am înțeles. Uitate-i dosia asta. Da. A, parcă chiar e acolo cu gust de la. Hai să vedem. Bă, nu-i rău. Am prins și mai rău la ei. Bun, deja e ce-o scos. Stați așa. Deja eu scos chestii de-astea veggie, vegetariene, și cu ăsta îți face și twister, îți face și burger, tot cu bucățile astea de carne.
Și-o scos grand sau granded. Hai să văd ce mai era. Pui burger grander. Bun. Grande. Bă, ăsta nu l-am mai avut. Cred că l-am avut în 2011. Grander. 2010, 2011, 2012. Parcă se numește. Dar nu mai știu cum era gustul. E o pulpă de pui acolo. Și ce mai are? Are ce? Am crezut că e bine. E salată de varză. Ei fac coleslaw cu varză, deci au varză. Hai să desfăcem și sosul ăsta de Glen. Sper că nu se rupe iară ciudat. Ba, nu, trebuie să se rupe ok. No, bine, hai să băgăm cartofi prin oară, numai așa ușor. Astea veggie. Ăsta e strips veggie. Da, se vede că nu-i pui. Adică dacă l-aș mânca cu ochii închiși, nu știu. Dar nu mă gândesc. Poate aș crede că-i pui. Cam așa arată. Hai, nu știu. Și ce produs aș vrea să readucă Casey-ul, Brazel? Era făcut la cuptor. Sosul nu prea îmi plăcea de la combinația de tot din sandwich. Și Brazer a fost până în 2012, cred. Băi, bunu-s burgerul. E ceva diferit că nu prea am făcut cu varză burgerul. Sosul. Asta e carnea aia originală de la ei. Nu e picantă? Nu. Cred că e aceeași carne. Adică sigur e aceeași că ei n-au cum să facă carnea asta prea diferit. Adică în aceeași făină o bagă, nu e picantă. Dacă ar face o altă rețetă la făină, să zicem, numai la marinare poți schimba rețeta, la făină nu, fiindcă n-au loc. Adică au două cuve de obicei în restaurant și atunci ar trebui să bagi la treia cuvă, dar n-au unghi, că așa s-a făcut e mesele. Cu două cuve. Picant, nepicant. Să o bage pe a treia e imposibil, practic. Ar trebui să comandi o masă nouă de inox cu trei cuve. Nebunii. Mult prea complicat. Atunci... Da, e bunos burgerul, dar nu... Eu tot la booster, așa mine, sau dublu booster. Veggie e ok. Dacă ești vegetarian, nu știu dacă aveau produse vegetariane, aveau, cred că, twister vegetarian. Nu avea carne deloc, era numai cu cartofi. Eu aș fi pus și brânzul ăsta. Asta este acum. No, bine, deci sunt ok produsele, nu pot să le-aș mai comanda. Asta ca vegetarian sunt chiar ok. Am uvă desfăcut, e în făina aia nepicantă, exact ca pulpa de pui. În fapt, nu cred că sunt făcute. Cred că sunt venite așa, că nu cred că s-ar complica ei să baje în cuva în care faci puiul, că atunci, știi? Bănuiesc că vin exact ca și mac and cheese-urile alea și ca și chili cheese nuggets-urile. Vin congelate, ei le bagă în... Bă, nu știu în care ulei le bagă. În fine, nu știu exact cum fac ei, dar bănuiesc că nu combină... Poate bagă în uleiul de la cartofi. Că și chili cheese nuggets-urile, dacă mă înșel, le băga în uleiul de la cartofi. Și atunci, ca să nu bage veggie în undeva unde s-o lucra cu carne. Adică nu le poate băga în făina unde s-o lucra cu carne și nu le poate băga în fritoza unde ai băgat carne. Și atunci bănuiesc că le bag împreună cu cartofi, fritoza de la cartofi. Mă rog,
Nu știu. În fine. Au bine, cam atât a fost atunci cu KFC-ul. Mâine trebuie să plec de aici să schimb cazarea și apoi îmi cad de la McDonald's. Au ei, nu știu, burgeria 3 sau cred. Mamă mie, zice. Fiți atenți. Deci am... Wow! Am schimbat cazarea. Asta e. Am și un dormitor. Mi-am luat de la McDonald's ăia 3 Big Mac. Ăla mic, ăla normal și ăla mare. Și ceva produs, ceva desert. Nu mai știu, cu las că-ți vede atât așa 3 chestii. Hai să începem. Mamă mea, ce încuietori au ăștia, măi. Ok. Sucul nu s-a răsturnat. Ca în Italia. Bă, dar ce lipicioasă-i o iau asta, mă. Mie cafe, zice. Bă, ce pică mă pe aici, mă? Uite, bă, și culcă-te. Am o sună și telefonul. Why? Airplane mode. Bă, ce aș fi băgat azi o șaormă de la socului, dar băgăm mâine. Ok. Bă, nu mi-a pus șervețele, mă, deloc. Bibă. Nu mi-a pus nici paie, mă. Uai. Nu a bun. Bă, dar nu sunt, mă... Bă, dar ce faci? Deci, nu faci în iar. Hai să scoatem așa. Deci ăsta e Big Mac-ul mic. Cred. Nu știu dacă știți, dar mie nu prea-mi place Big Mac-ul, adică nu-l cumpăr deloc. Din punctul meu de vedere, la McDonald's găsești mult mai multe chestii mai interesante decât Big Mac-ul. Ăsta nu știu care e, cred că la normal. Nu știu de ce mi l-a pus în mine asta. Eu sunt cheeseburger, dublu cheeseburger, Carter Pounder, ce mai este? Cam astea. Big Mac, e ok, dar nu prea... Ah, nu, ăsta e la mic. Da, ăla e la micu. Ăsta e, cred că, ăla normalul. Și ăsta, cred că, ăla marele. Eu zic cineva că nu știu cum e lipia. Că... Hai, mă. Am un prieten care tot, nu știu când, cum să zic, parcă inventează chestii. Și? Nu știu, mănâncă el 10 ani burger Big Mac de la Mac, se întâmplă ceva, gen bagă o promoție de asta, și vine și zice, nu, că e diferit, am gen, frate, cum să fie diferit, că exact 10 ani l-ai mâncat ăsta, nu-mi veni să-mi zici mie că am un chif la diferită, da? Mâncă, nu știu, salată de biof, zice, bă, amui cu mazăre, zic, ai mâncat de copil cu mazăre, cum să fie numai de amui cu mazăre? A, păi eu n-am observat. Bă, e altceva. Și nu că chiflele sar cumva. Nu. Du ce mă deci. Deci ăsta e micuțul. Nu, chiar nu trebuie ce le place la oameni. E bun, da? Bă, ieri am băgat o șaormă de la socului. Azi abia aștept să bag iară. Hai să-l băgăm pe asta. Medio.
Exact la fel. Eu nu știu când e ultima oară când am mâncat Big Mac. Cred că nu, dacă am filmat ceva pe canal, că altfel 100% l-am mâncat. O surea la Crișor, vreau trebuia să-mi iau un cheeseburger. Am uibat pe ăștia. Nu știu cel mai mare. Grande, nu știu. Da, dar asta parcă trifla e diferită. Parcă e mai tare. Da, da. Posibil. Sau nu știu. Foarte puțin sesizabil. Poate a avut dreptate. Deși de obicei nu prea are dreptate. Dar nu, poate îi dau dreptate. Pe hifle diferite. Dar contează mult când le face și când le vinde, ca să zic așa. Dacă asta de la Big Mac normal trece mult mai repede, să zicem, o face și în două zile au trecut, nu? Normal că e mai proaspătă. Dacă la ăsta, la Grand Big Mac și la ăsta mic, o face și trece numai peste 5 zile, e clar că se mai întărește. Deci depinde mult de chestia asta. Azi am stat aproape 4 ore pe stradă, vreo 3 ore. Check-out, check-in. Am avut check-out la 11, check-in la 3. Am intrat pe la 20. Uiteam să-mi iau altă cazare care avea check-in mai repede, dar am vrut neapărat una care are la 12. Că mă termin. Bine, alea la 11 aici zicem că sunt ok, dar am vrut la 12 ca să dorm mai mult, să... Na. După aia răschimb cazările și o să fie una cu check-in la 2 și check-out la 12. Și apoi zbor de aici și o să fie ok. Zborul e la 4, numai bine ies, mă duc, mănânc ceva la aeroport. Pe alălalt apartament am și dacă 100 de lei în plus, numai să am check-out la 12. Aici majoritatea au check-out la 11 în București. N-ai ce face, dacă ești la 11 până la următorul apartament, cu cât ești mai multe ore, cu atât e mai nașpa. Mai bine dau niște bani în plus, le caut pe alea cu check-out la 12. E ok, am mâncat Big Mac, nu se pare. Unul cu caramel, este, e cu aia și pe partea asta alta. Nu, focusează-te odată, că n-am chef, da? Hai să vedem. E ca aia de la ice cream. Vedeți că nu știți pe care parte iese. Dacă le spărgeți, mare, uite că iese pe aici, nu? Ba. Ne, iese și pe aici. Uite pe aici. Ba, abia aștept mâine să mângă de la socul. Ciocolată. Și chiar să-și caise. Încă noaptea pe ziua de azi. Ne auzim poate și mâine și pe mine. Mai băgăm niște șaurmele astea. Mai interesant chiar. Mama mia! Socule! 39 de lei, nu știu, 37. Mică, mixta. Stai să închizi jamul. Fără cola, doar pe sec. Eu așa fac socul lui Dristor când vin în București. Am un parcă am trecut mai mult pe socul lui. Mai de mult parcă era Dristor, dar... Bă, și am au cartofi făcuți de ei ori, mi se pare. Cred că mi se pare. Da, sosul ăla de usturoi lor. Și mi-a mai pus ceva sos portocaliu, nu știu ce era. Bă, așa zici că sunt făcuți de ei cartofi. Data trecută când am fost erau congelați, aia știu 100%. Carnea, piept de pui. Cred că îi faci odată un clip, analizez șaormele din București și le iau așa. Ok, ce salată, ce carne, ce sosi. Lipie libanezul.
Mai nu vreau să împărtez asta. Mixtă. Carne de vită, carne de pui. N-am ce vățele. Nu mă cu. Mi-aș da pe asta, mi-e de asta. Cam atât în clipul asta, de aici zbor în Malta, după aia vedem. Ce-am mâncat atunci a alunecat și ne auzim data viitoare.